Ne propunem rezolvarea următoarei probleme. O piesă metalică în formă de prismă patrulateră regulată are înălțimea de 10 decimetri și muchia bazei de 2 decimetri. Pentru vopsirea unui metru pătrat de material se folosesc 0,8 kg de vopsea. De câtă vopsea este nevoie pentru vopsirea integrală a 50 de piese? Avem deci în figura alăturată piesa metalică în formă de prismă patrulateră regulată. O vom și nota cu A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. Cunoaștem înălțimea de 10 decimetri și muchia bazei de 2 decimetri. Vopsirea integrală a acestei piese înseamnă vopsirea pe întreaga ei suprafață. Deci trebuie să-i stabilim suprafața pentru a ști de câte kilograme de vopsea este nevoie pentru vopsirea unei singure astfel de piese. Deci avem nevoie de arie totală. După cum știm, aria totală este aria laterală plus de două ori aria bazei. Aria laterală se obține din formula înălțime ori perimetru bazei. Înălțimea o cunoaștem, perimetru bazei, deoarece baza este pătrat, de latură 2 decimetri, putem deduce separat că perimetru bazei este 4 ori 2, egal 8 decimetri. Atunci vom calcula în continuare aria laterală. Aria laterală este egală cu înălțimea 10 ori perimetru bazei 8. Este de 80 de decimetri pătrați. Aria totală atunci este egală cu aria laterală, adică 80 de decimetri pătrați, plus de 2 ori aria bazei. 2 ori aria bazei. O calculăm separat. Baza este un pătrat de latură 2 decimetri, deci aria bazei va fi 2 la 2, adică 4 decimetri pătrați. Deci avem în continuare aria totală este 80 de decimetri pătrați, care era aria laterală, plus 2 ori 4 decimetri pătrați, este egal cu 88, 80 plus 8, 88 decimetri pătrați. Știm că se folosesc 0 kg de vopsea pentru un metru pătrat de material. Deci este bine ca aria totală pe care am obținut-o, care este suprafața întreagă a piesei, să o transformăm din decimetri pătrați în metri pătrați. După cum știm, un metru pătrat are 100 de decimetri pătrați. Deci pentru a transforma decimetri pătrați în metri pătrați, este nevoie să împărțim la 100. 88 împărțit la 100 este egal cu 0,88, deci 88 de decimetri pătrați înseamnă 0,88 de metri pătrați, pentru a lucra cu metri pătrați. Cunoaștem în continuare că pentru vopsirea unui metru pătrat avem 0,8 kg de vopsea. De câtă vopsea este nevoie pentru vopsirea integrală a 50 de piese? Să aflăm înainte ce suprafață totală vor avea 50 de piese. Dacă o piesă știm că are 0,88 metri pătrați, este nevoie să mulțim cu 50, deoarece vom vopsi 50 de piese. Deci efectuăm 0,88 ori 50. Este egal în continuare cu 44. Deci avem de vopsit 44 de metri pătrați. Folosim atunci regula de 3 simplă. Și anume, pentru un metru pătrat este nevoie de 0,8 kg de vopsea. Pentru 44 de metri pătrați este nevoie de nu știm câte kilograme de vopsea, adică x kilograme de vopsea.
rezolt atunci că x este egal cu 44 ori 0,8 împărțit la 1, adică 44 ori 0,8 kilograme. Egal în continuare, este un calcul care se poate efectua pe ciornă cu 35,2 kilograme de vopsea. Nu era neapărat nevoie să folosim regula de 3 simplă, știam că pentru un metru pătrat e nevoie de 0,8 kilograme de vopsea, deci pentru 44 de metri pătrați era nevoie de 44 de ori mai multă vopsea, dar este bine să ne obișnuim și cu regula de 3 simplă, pe care cel mai probabil o vom folosi în alte astfel de probleme. Iată deci, pentru vopsirea integrală a 50 de piese de metal, este nevoie de 35,2 kg de vopsea. Mult succes în continuare!